dragilor, dacă în episodul trecut am vorbit despre antrenamentul pentru masă musculară și forță, în acest episod o să continuăm cu nutriția, ce trebuie să mâncăm sau ceea ce mâncam eu pentru a acumula masă musculară. Aveam 6 mese și o să începem cu prima masă, micul dejun, unde am avut omletă din 3 ouă cu brânză, 150 de grame de muesli cu lapte, nu specifică ce tip de lapte, dacă e de gresa sau lapte cu 3,5% grăsime, o banană și un gainer. Aici era o cupă de gainer cu apă. Următoarea masă era la ora, prima masă era la ora 7:30, următoarea masă era la ora 10 și aveam așa, 150 de grame de mușchi de pui sau piept de pui, cu pâine integrală 100 de grame, aveam 100 grame de nuci sau migdale, iar și o banană și o cupă de gainer cu apă. Masa numărul 3 era la ora 1 și aveam în felul următor: 150 de grame de orez cântărit în sec, 250 de grame de vită sau piept de pui și un măr. Următoarea masă era la ora 5, unde aveam 3 conserve de ton, pâine integrală, 100 de grame, aveam 100 de grame de nuci sau migdale și tot așa o cupă de gainer cu apă. După masa cu numărul 4 aveam antrenamentul. După antrenament aveam antrenamentul, trenam în jur la ora 7:30, 7:30-8. Masa, ultima masă era la ora 8:30. Asta era masa după antrenament. Aveam 500 de grame de cartofi fiert cu 300 de grame de piept de pui sau pește. Și înainte de culcare aveam 2 iaurturi cu proteină și muesli. Nu specifică cât muesli, nu specifica nici câtă pâine, dar eu puneam în jur de, la pâine foloseam 100 de grame, iar la muesli 4 linguri de muesli, undeva la 50 de grame. Și îmi punea să beau minim 5 litri de apă pe zi. Hai să vedem, pe asta altă parte, aveam la micul dejun o pastilă de multivitamine cu minerale și la masa de prânz sau așa o capsulă sau o pastilă de vitamine și minerale. Aveam de 3 ori pe zi un preț de enzime digestive, pentru că era destul de multă mâncare și aveam nevoie de o digerare, să diger mâncarea mult mai bine. Deci cam asta a fost nutriția pe care am avut-o pentru acumularea masă musculară. Sper să vă ajute și pe voi, să o puneți în practică și ne vedem în episodul următor.